Pentru că sunt într-o scurtă trecere prin țară, vroiam să vă spun cum se vede Siveco de la Bruxelles. În anul acesta, odată cu intrarea României în Uniunea Europeană, în luna ianuarie, România a avut dedicată o săptămână la Comisia Europeană. Lumea în Bruxelles este obișnuită cu prezența României la modul să mai bifăm ceva. Siveco a făcut în acest an o reprezentare a României printr-un adevărat show de demonstrații. În fiecare zi din săptămâna dedicată României, Siveco a făcut demonstrații în stand cu platforma educațională a el și cu programul SEI, astfel încât oficialii Comisiei Europene au rămas surprinși să vadă România că există. A participat și Școala Europeană la o lecție live de soft educațional, iar rezultatul a fost că 32 de copii nu mai vreau să plece, să-și continue orele. Ar fi rămas acolo toată ziua să învețe pe pachetul educațional pus la dispoziție de Siveco. România este singura țară europeană care dezvoltă un pachet integrat de soft educațional, în ceea ce este surprinzător. Există inițiative la nivel local, regional, dar un asemenea produs implementat pe o politică coerentă la nivel național nu există.